Salut, Bogdan, sunt, mă cunoști, dar probabil că nu știi de ce am zâmbetul ăsta de tâmp pe față, pentru că în spatele meu se află hot hatch-ul meu preferat. Este Honda Civic Type-R, a 10-a generație, care a primit și un facelift acum. Și, în primul rând, hai să-ți spun ce este diferit la facelift. O să-l recunoști de pe stradă. Uite, datorită acestor aripioare. O să spun imediat povestea lor. Cei de la Honda au mărit suprafața grilei frontale cu 13% și asta a venit cu un avantaj și cu un dezavantaj la pachet. Avantajul este că motorul se răcește mult mai bine, adică temperatura lichidului de răcire stă undeva la cu 8 grade mai puțin decât înainte, dar dezavantajul este că odată cu mărirea acestei grile frontale, apăsarea pe puntea față nu mai este la fel de mare. Și atunci au venit cu această idee să monteze niște elemente aerodinamice, iar cele vizibile sunt cele două aripioare pe care aici le vedeți colorate în albastru, dar la mașinile roșii în roșu și așa mai departe. În rest, arată la fel ca până acum și îți propun să urcăm în mașină, să vedem cum merge și pentru asta am invitat-o pentru prima dată să filmeze alături de noi pe colega mea, Doinița. Deci, welcome, Doinița! Wow! Wow, cât de jos este scaunul! Bun! Bun. Eu trebuie să-mi găsesc poziția la volan pentru că nu ajung la pedale. Da, știu, o să râzi de mine, dar nu la 1,60 m este destul de dificil. E 1,60 m, ești aproape cât mine. A, stai mă, că ai platforme, de-aia ești aproape cât mine. Bun. Ia zi, vrei să-ți dai scaunul mai scutar mai sus, da? Vreau să ridic scaunul în primă fază, pentru că îmi place o poziție mai înaltă, da, să văd destul de bine și îmi place să văd cumva și botul mașinii. Deși nu mă uit aici în față, mă uit Doinița în lung. Doinița are nevoie de un SUV, asta e clar. E ok. Bun. Așa. Ok, deci nu trebuie să țin foarte mult pe aia. Nu. Trebuie să pui mâna aici, bun, palma perfect. Aici. Atingi cu podul palmei acolo. Atingi, Bogdan. Asta este foarte bine. Bun. Suntem bine? Volanul suntem e bine, bine unde? Da, este foarte bine. Să-mi reglez te rog, și frumos. Oglinda. Nu te sfii. Văd bine și în stânga și în dreapta. Bun, păi hai să pornim atunci. Hai, ambreiaj, frână. Asta e un pic, ambreiaj. Frână. Am pornit. Da, și începem. Și începem. O să dau un modul confort. Așa. Perfect. Pornim ușor. Deci Doinița vine de pe un Fiat Punto de 90 de cai putere și acum s-a suit într-un hot hatch de 320 de cai putere. Diferență mică. Cum ți se pare, Doinița, așa? Îmi place foarte mult. Observ cursa schimbătorului de viteze care este mai scurtă. Este mai scurtă, da. Da. Trebuie să fiu atentă cu pedala de accelerație pentru că este foarte... Răspunde repede, fină. Răspunde repede, da, da, promptă. Da. Dar în același timp, parcă te îndeamnă să apeși te îndeamnă, mai tare. Așa? Da, da, da. Azi. E o senzație da. Plăcută. Zi-mi cum îți place nuca schimbătorului de viteze, cum ți se pare? Aluminiul ăsta. Oh, eu o să mă refer un pic la mărime. Da, eram obișnuită cu un capac mai mare, ca să... Da, este nuca schimbătorului, da, putea fi mai mare, într-adevăr. Cred că mi-ar fi plăcut ceva mai mare, dar și acesta se simte foarte plăcut, având în vedere că nu este un plastic, deci nu îți transpiră mâna atât de repede dacă da. Ții mâna așa mai este. Mult decât e nevoie pe schimbător. Așa este, mai ales atunci când vrei să te dai tare cu mașina și schimbi a treia, a doua, a treia, a doua, a treia, a doua pe viraje. Cum probabil că o să faci tu un scurt timp când o să te obișnuiești cu mașina. Este de fapt o reeditare a nucii schimbătorului originale a primului Civic Type-R. Deci noi suntem acum în modul confort. Da. Și dacă cum merge? Se pare că merge super ok? Se pare agresiv în vreun fel așa? Nu mi se pare agresiv. Nici eu nu am un stil de condus agresiv, asta este drept, dar îmi place cum se simte volanul, îmi place pielea de pe volan. Da, de asemenea puțin să-ți spun, este un volan nou care are pe el Alcantara. Este prima dată când Honda face așa ceva. Type-R-ul dinainte de facelift avea volanul îmbrăcat în piele. Ăsta e în Alcantara, este o premieră, la fel ca și schimbătorul de viteze și la fel ca și sistemul multimedia care are butoane, frate. Extraordinar, Honda!
felicitări. Nu mai are pictograme. Poți să te uiți la drum și să apeși butoanele că nu e niciun stres. Bun. Acum, Doinița, aș face un experiment cu tine. Noi suntem în treapta a patra, avem 2000 de rotații pe minut. Da. Îți propun să cuplezi treapta a treia, în primul rând. Ai cuplat treapta a treia. Iar eu o să o pun în sport și apoi în plus R. Da. Și îți propun, de îndată ce avem linie dreaptă, să accelerezi un pic, să-mi spui cum ți se pare. Oh. Sentimentul e foarte... plăcut. Sentimente de Formula 1. Deci, s-a făcut liniște mașina? Da, mai întreabă-mă ceva. Bogdan, trebuie să fiu concentrată. Trebuie să fiu concentrată, da, într-adevăr. Păi, eu zic că Doinița ne-a spus multe chestii despre mașină. Eu aș mai veni și aș mai spune că îmi place foarte tare că nu s-au zgârcit la plastice scumpe, adică moi, cei de la Honda, și că nu s-au zgârcit să pună pe aici fibră de carbon. Și vreau să arăt Doiniței și aceste centuri de siguranță roșii și sunt convins că dacă Doinița ar fi știut de ele, m-ar fi îmbrăcat în roșu, m-aș fi asortat, desigur. Așa este, da. Să știi că am remarcat combinația de negru cu roșu, o combinație care îmi place foarte mult. Și este sportivă. Deci este sportivă. Exact. Și culoarea exterioară este senzațională. Deci... da, faină mașină, îmi place și mie. Da, sincer, mă văd ieșind din bloc și urcând în mașina asta. Și cu atitudine pe măsură, desigur. Da, bine, la prețul de achiziție te-aș vedea ieșind mai degrabă dintr-o casă cu etaj și urcându-te mașina asta. Știi că dacă stai la bloc și ai un Civic Type R ultima generație, s-ar putea să uite vecinii cumva la tine. Așa. M-am sucit un pic, am zis să nu ne vedem mâine direct așa pe circuit, ci să conduc și eu mașina un pic pe șosea, ca să văd cum este. Să nu trișăm, eu am mai mers cu ea până aici. Ia să-mi reglez eu toate cele. Așa. Scaunul jos. Da, e greu să te așezi după cineva care are 1,60 m. Dar e atât de drăguță. Așa că nu contează. Dăm la manivelă fără stres. Bun. Hai să vedem cum mi se pare și mie. Să mergem. Să mergem. Seamănă foarte bine cu fosta la condus. E și normal de altfel, pentru că n-a fost decât un facelift aici la generația 10. E altceva. Sincer, eu nu am avut curajul, dar data viitoare voi fi mai bine pregătită, Bogdan. Doinița, nici nu trebuie să alergi pe șosea. Voiam să văd așa cum stă. Se merge la fel de bine ca întotdeauna. Bine. Lucrurile astea ți le dai seama mult mai bine pe circuit. De aceea vă propun să mergem pe circuitul Academiei Titiaur, unde o să ne dăm puțin cu ea, fără să stricăm cauciucurile, că nu este scopul nostru. Scopul nostru este să vedem cum se simte și să fim în siguranță, să nu îi periclităm nici pe ceilalți și să fie totul bine. Deci, pe circuit! Iată! Iuhu! Am terminat? Da, măi, am terminat. Îmi place, mă, mai iei? Da. La toate testele. Serios? Da. Ei, după cum vedeți, am ajuns și pe circuit cu Civicul Type R, dar nu am venit aici ca să-i rup cauciucurile, pentru că or să mai fie și alți jurnaliști care or să vrea să testeze mașina după mine și n-ar fi cinstit din partea mea. Ce am venit aici ca să văd cum se comportă mașina în largul ei, pentru ceea ce a fost proiectată să facă. În primul rând, care sunt noutățile pe care le-a adus faceliftul și pe care le-aș putea simți eu aici pe circuit. Bucșele pe spate, la brațele inferioare, sunt cu 10% mai rigide, ceea ce înseamnă că puntea spate, care evident este independentă, nu se mai mișcă în plan longitudinal atât de mult, ci mașina este foarte rigidă. Cei drept, eu nu am simțit asta, pentru că și varianta pre-facelift era o variantă extrem de stiff, extrem de rigidă. Deci n-am simțit treaba asta. Apoi, pivoții se mișcă mai ușor acum. Au frecări mai mici. Ia să-i dăm puțin aici. Treapta a treia, 100, 110, 125, a patra, a treia frână, a doua frână. Și nu stricăm cauciucurile.
Pivoții au frecări mai mici, deci roțile se mișcă practic mai ușor, suspensia și direcția. Și ceea ce, după părerea mea, contează cel mai mult, inginerii de la Honda au revizuit frânele și acum frânele sunt mai ușoare cu 2 kg și jumătate pe puntea față. Asta înseamnă că toată masa aflată în mișcare, masa care se mișcă odată cu roata, este mai mică, deci roata este mai ușoară. Deci mașina reacționează mult mai repede la comenzi, reacționează mult mai repede atunci când iei virajul, reacționează mai repede atunci când sunt denivelări în plan vertical și tu mergi cu mașina la limită, păstrează foarte bine contactul cu solul. Ce au mai făcut? Au mărit zona frontală, după cum v-am spus, masca din față, au mărit-o cu 13% și zic că acum temperatura lichidului de răcire stă cu 8 grade mai jos atunci când mergi cu mașina maxim. Păi hai să mă uit ce o să văd. Temperatura este sub jumătate. Iar ceea ce îmi place mie foarte tare și am lăsat neschimbat de la versiunea pre-facelift este rev matching, a treia, a doua, ai auzit-o cum face? Practic ce face ea? Măsoară turația roții și atunci când retrogradezi, accelerează mașina pentru ca turația motorului să corespundă cu cea a roții și tu să nu mai trebuiască să recuperezi de la turații joase ca să ajungi acolo. Deci, practic, te complimentează. O să consider că ești un pilot foarte bun, deși tu n-ai făcut absolut nimic ca să meriți asta. Da, Honda a rămas o mașină foarte stabilă, foarte rapidă,